Recunosc că n-am intrat foarte des în Muzeul Național de Artă, însă de dragul emisiunii cu pricina, asta pe care o veți urmări, am intrat. Pentru că El Greco merită, pentru că Salonul de Artă Europeană merită și să vedeți de ce. Mie îmi place în general El Greco și tabloul ăsta îmi place în particular. Tabloul ăsta îmi place în particular pentru că explică într-un fel de ce îmi place în general El Greco. Și să vă spun de ce. Este atât de mult înaintea epocii lui. Mie așa mi se pare. Prima dată când am văzut o pictură de El Greco, habar n-aveam. Nu putea să-mi treacă prin cap cu minuscula mea cultură generală de domeniul artelor plastice că așa ceva ar putea fi pictat pe la începutul secolului 17. Nu putea să-mi intre în cap. A fost un oarecare șoc. Când am aflat că omul ăsta a trăit pe la 1600 și... Uitați ce stil! Și gândiți-vă, comparați cu ce se picta pe la Rubens, pe la contemporanii lui, plus minus 50 de ani. Ce forme, ce detalii, ce grații pictau ceilalți, cu câtă grijă pentru detaliu. Și uitați-vă puțin ce este aici. Este culoare, este impresie. Omul ăsta e cu 2-3 secole înaintea epocii lui. Cum arăta el și în ce fel arăta? Păi probabil ca toți grecii născuți în Creta, cu un nas din ăla tipic grecesc. Altminteri, parese că s-a înfățișat pe el însuși, ar fi personajul din spatele preotului. Cum arăta El Greco, cred că e relativ puțin relevant. Datoria unui pictor este să arate, nu să se arate. Așa zic eu, dar în fine, sunt multe autoportrete celebre pe lumea aceasta. El Greco, un cretan născut, nu așa, între greci, crescut pe lângă negustorii venețieni din cetățile din Creta de la acea vreme și care a creat atâta pe continent în Europa. O fi el atât de avangardist pentru că a avut relația poate unică în epocă între ce știa el de la spiritualitatea noastră, să zic, răsăriteană, ortodoxă și ce i s-a cerut sau mediul în care a lucrat, adică cea catolică din Spania, din Italia, din Occidentul European, habar n-am.